Bună ziua, continuăm astăzi seria discuțiilor cu candidații la prezidențiale. Invitatul nostru de astăzi este candidatul ACL, domnul Klaus Iohannis. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, domnule Iohannis. Mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere. Începem direct interviul, intrăm direct în tema zilei, ofițerul acoperit, evident. Vi se pare credibilă dezvăluirea făcută de președintele Traian Băsescu luni seară la Realitatea TV? Reamintim ascultătorilor și cititorilor noștri că Traian Băsescu a spus despre Victor Ponta că ar fi fost ofițer acoperit în timp ce lucra ca procuror în perioada 97-2001. Deci, credibilă sau nu dezvăluirea asta? Acum, având în vedere că afirmația a fost făcută de președintele țării, putem să pornim de la premisa că știe despre ce vorbește, fiindcă are acces la toate informațiile care privesc România și atunci nu cred că putem să pornim de la premisa că nu știe despre ce vorbește. Exact din acest motiv eu am spus astăzi într-o declarație de presă că lucrurile nu pot fi trecute cu vederea. Am ascultat mai de dimineață o declarație a domnului Victor Ponta care spune păi nu e nicio problemă, că el a funcționat în perfectă legalitate. Atenție! Așa nu se poate trata o temă care totuși este de o gravitate deosebită. Deci dacă președintele îl acuză pe primul ministru de un anumit lucru, atunci primul ministru n-are decât să se pună în fața camerelor de luat vederi și să explice națiunii despre ce-i vorba aici, fiindcă am aflat o noutate. Dacă ar fi scris-o în CV sau dacă ar fi răspuns măcar la întrebările care s-au pus, am fi putut să spunem, ce știi, de ce nu a pus-o? Așa, eu mă întreb ca simplu cetățean, dar și în calitate de candidat. Dacă asta ne-a ascuns-o, ce alte lucruri a mai ascuns Victor Ponta? Și l-am somat să iasă public, să-și clarifice situația, să știm și noi despre ce-i vorba aici. Dar Victor Ponta, așa cum spuneați chiar dumneavoastră, a negat în această dimineață. Cum vedeți, până la urmă, clarificarea? Nu, să știți că întâmplător am auzit acea declarație și nu a negat-o. Pur și simplu a trecut pe lângă întrebare. A spus că sunt minciuni. Da, el a spus că el tot timpul a respectat legea și că totul este ok. Eu vreau un răspuns tranșant. Dar cum vedeți exact clarificarea acestui caz? Cine și cum ar trebui să acționeze? Asta nu știu, nu-i treaba mea. Eu cer să fie clarificat în spațiul public. Dacă iese Victor Ponta și ne lămurește total, sau dacă iese cineva de la SIE și ne lămurește total, sau iese de la CSM și ne lămurește, sau oricine care este în temă. Eu nu sunt în temă, eu aud ce se spune în spațiul public. Atunci lucrurile pot fi clarificate. Nu pune o problemă cum să fie lămurit problema asta, să și-o pună domnul Ponta. Dar dumneavoastră, domnule Iohannis, ați putea să vă puneți problema cum să acționați ca partid în această situație, și anume să faceți o sesizare penală dacă într-adevăr s-a încălcat legea, nu? Între 97-2001, dacă domnul Ponta a funcționat și ca procuror și ca ofițer, da, SIE în același timp, e o încălcare a legii. Aveți dreptate. Între timp am verificat un pic și Constituția, fiindcă se încadra în Constituția mai veche, nu în ultima formă, și această formă, la articolele care se referă la procuror, nu s-a schimbat nimic de la vechea formă până la aceasta și scrie negru pe alb. Procurorul nu poate să facă nimic altceva, deci nu poate să aibă altă activitate, cu excepția celor de cadru didactic universitar. Deci este foarte explicită treaba și cineva va trebui să lămurească inclusiv această chestiune de legalitate. Cu atât mai mult vă întreb, veți face vreun demers legal în justiție în acest sens? Astăzi am făcut o declarație publică prin care mi-am arătat indignarea și un pic mai mult. Urmează, sigur, să analizăm împreună cu juriștii, să vedem dacă se impun și alți pași. Poate se sesizează din oficiu cineva, poate se sesizează cineva care are atribuții în a verifica ce a făcut un procuror în anii respectivi. Deci nu excludeți o eventuală acțiune legală, o acțiune în instanță? Nu, absolut deloc. Nu pot să exclud așa. APNL sau ACL? Cel mai corect mi s-ar părea dacă
cei care trebuie să verifice activitatea procurorilor s-ar sesiza din oficiu și ne-ar lămuri, fiindcă ei sunt oamenii care cunosc legislația la perfecție în materie. Până acolo, cred că Serviciul de Informații Externe ar putea să facă ceva. Dacă ați fi președinte, să zicem, aș cere într-o astfel de situație serviciului să iasă, să spună, a fost, n-a fost? Eu cred că președintele ar fi fost obligat să iasă și să declare aceste lucruri în momentul în care le-a aflat. Aflam aseară la televizor că, de fapt, din primăvara acestui an ar fi fost indicii. Mă întreb și eu, de ce nu a spus președintele atunci că a aflat ceva curios despre primul ministru? De ce vine acum în campania electorală și ne spune aceste lucruri? Este iarăși o întrebare la care aș vrea să primesc un răspuns. Păi, poate vă dă un ajutor indirect. Știți ce? Nici mă interesează dacă îmi dă un ajutor mie sau lui Victor Ponta sau altui candidat. Nu cred că este treaba președintelui încă în funcție să dea ajutor unui candidat. Ar trebui să-și vadă liniștit de treaba de președinte, fiindcă are destulă treabă, și să lase candidații și campania electorală să se desfășoare după regulile unei campanii electorale. Am discutat despre foarte multe instituții în aceste 5 minute pe subiectul scandalului. Cum evaluați dumneavoastră impactul extern acum al acestui scandal? Are vreo instituție din cele de care am vorbit de suferit? Președinția, Serviciul de Informații Externe, Guvernul României? Din păcate, toți au de suferit. Fiindcă iarăși a nu știu câta oară, am reușit noi, România, să ne facem de râs. Ați mai auzit de vreo țară în care unul din candidați, și prim-ministru fiind, a fost acuzat că a fost ofițer acoperit sau că nu și-a declarat înainte de a intra în campanie electorală ce a făcut în viața lui? Una la mână. Doi, este vorba de niște servicii care sunt create pentru a veghea la integritatea statului român, la securitatea statului român, în sensul cel mai general și pozitiv al cuvântului. Aceste instituții au multiple colaborări internaționale și acum probabil ceilalți își pun întrebarea: ce se întâmplă acolo, la voi, în România? Adică cum? Aveți ofițeri acoperiți și iasă președintele la televizor și arată cu degetul cine a fost acoperit și cine nu? Și ceva nu se poate. Dar până și, dați-vă seama, oamenii care lucrează în aceste servicii și sunt acoperiți. Ei cum se simt ei dacă președintele lor în campanie electorală, din motive electorale, spune: dumneata, ai fost acoperit. Păi, oricui se poate întâmpla. Deci, nu numai că se induce o nesiguranță în colaborările internaționale, se induce o nesiguranță în cadrul serviciilor, lucru care chiar președintele ar trebui să le evite primul, fiindcă președintele trebuie să aibă grijă ca și acești oameni să-și facă treaba în condiții optimale, adică cât se poate de bune. Impactul extern, ca impactul extern vom vedea, dar la intern, domnule Iohannis, electoratul, nehotărâții, se vor mobiliza alegătorii mai tare după aceste dezvăluiri sau ele nu vor avea niciun efect sau chiar un efect contrar? Nu, vor avea un efect și nu vor avea un efect benefic pentru candidatul Victor Ponta. Am citit de azi dimineață tot felul de comunicatori din zona PSD-ului, în special, încearcă să minimizeze impactul, să ne spună că de fapt nu prea contează, că de fapt electoratul lui Victor Ponta n-are treabă cu acoperi, că totul merge brici. Eu nu cred că este așa. Să știți că aceste afirmații, odată puse în spațiul public, indiferent de motivația pentru care au fost puse în spațiul public, au urmări. Și au urmări destul de profunde. Eu sunt convins că aceste lucruri sunt acum urmărite și de cei nehotărâți, care altfel n-aveau nicio treabă cu politica și mai degrabă nu s-ar fi dus. Dar acum e o chestiune și interesantă și senzațională și importantă pentru oricine, pentru orice cetățean. Vor avea impact și asupra electoratului lui Victor Ponta, electoratul de bază, fiindcă oamenii totuși, PSD, dar
Ei vor un lider care este liderul lor. Ei nu vor un lider manevrat de cineva. Nici nu știm de cine este manevrat în ziua de astăzi Victor Ponta. Dar aveți semnale din interiorul PSD? Politica e o lume mică, să le spunem și cititorilor, privitorilor noștri. Politica e o lume mică și contactele între politicieni din diverse partide există și inerente și naturale. Aveți semnale, informații, senzații că în interiorul PSD ar exista acum o astfel de preocupare, așa cum ați explicat, că liderul partidului, candidatul lor la președinție, nu e de fapt cu agenda partidului, ci e cu altă agendă? Păi acum câteva minute citim o declarație a unui important lider PSD, parcă chiar tată-socru cu candidatul Victor Ponta, care ne spune că Victor Ponta de fapt a fost împins în față de baron. Păi dacă domnul Sârbo o spune, eu tind să o cred. Și atunci mă întreb și eu, pe cine reprezintă Victor Ponta de fapt în acel partid, în PSD? Niște grupuri de interese. Și atunci putem să mergem mai departe. Eu cred că președintele țării trebuie să fie al cetățenilor, nu al unor grupuri de interese, nu al unor structuri. Pe ce președinte poate să fie acela care este manevrat de unii dintr-un partid? Este inadmisibil. Revenind la scandalul ofițerul acoperit, dacă ajungeți președinte, domnule Iohannis, ca principiu, după toată povestea asta, spune șefi la serviciile secrete, SRI-SIE, tot oameni din politică, eventual de la partidele din opoziție, pentru a asigura tradiția și echilibrul, sau a spune un om din interiorul serviciilor, un profesionist? Principiul pe care se merge în țările democratice este că la serviciile speciale șefii trebuie să fie civili. Și acest criteriu îl voi respecta 100%, iar în rest, când voi fi acolo, cred că voi lua deciziile potrivite. Relația cu serviciile secrete este un apanaj important al funcției de președinte. George Maior, șeful SRI, a spus că își va pune mandatul la dispoziție viitorului președinte. L-ați spune din nou șef la SRI? Asta vom discuta atunci când vom fi în situația. Deocamdată nu cred că trebuie să mergem prea mult pe dacă și cu parcă. Gestul mi se pare unul corect. Adică dacă vine un nou președinte, ok, pune mandatul la dispoziție, noul președinte evaluează, analizează, ia o decizie. Dar asta nu pot să vă spun acum într-un interviu ce aș face atunci. E o decizie importantă și ne așteptam să aveți nume în vedere, pentru că sunt instituții cheie și pentru situația internă și pentru relația transatlantică, cum bine spuneați, cu atât mai mult în situația în care ne aflăm azi, cu un dita mai scandalul și cu o criză de securitate. Da, voi fi ales în 16 noiembrie și până când voi prelua funcția în ajun de Crăciun, am timp suficient să pregătesc oameni și răspunsuri pentru toate aceste lucruri foarte sensibile. La SIE, aveți un nume în vedere în momentul acesta? Același răspuns trebuie să vi-l dau și pentru SIE. Mai poposim puțin cu discuția în preajma serviciilor de securitate și vă întreb așa, dacă credeți, domnule Iohannis, sau mai credeți, că e bine ca serviciile de informații să aibă ofițeri acoperiți în partide și în presă? Da, acum, ca să reiau răspunsul, eu cred că specificul acestor servicii reclamă existența unor ofițeri acoperiți. Însă, legea spune clar unde pot fi și unde nu pot fi. În partide nu pot fi. În presă nu este interzis prin lege, este interzis prin codul etic al dumneavoastră și atunci e de preferat să nu fie. Simplu. Au existat, în ceea ce vă privește, că tot vorbim de ofițeri acoperiți, au existat vreodată tentative de racolare înainte sau după 89? Asupra mea? Asupra dumneavoastră, da. Nu. Da. Nu, n-am avut nici măcar o tentativă de racolare. Am văzut speculații în presa românească legate de apartenența dumneavoastră, posibilă apartenență la un serviciu extern, străin. Nu, astea sunt niște simple speculații. Nici vorba de așa ceva.
N-ați avut niciun fel de tangențe cu niciun serviciu? Numai că n-am avut tangențe, n-am avut nici măcar încercări de contactare sau ceva. Deci pur și simplu nu. Și dacă am spus și astăzi am declarat, eu sunt un om liber. Acesta este lucrul poate cel mai valoros pentru un candidat care vrea să fie președintele României. Fiindcă oricine pierde această libertate de mișcare, din vari motive, nu se mai califică, după părerea mea, pentru funcția supremă în stat. Apropo de libertatea de mișcare, trecem la un alt capitol al discuției noastre. Una din liniile de atac la adresa dumneavoastră este averea, mai precis cele 6 case pe care le aveți. Noi am calculat toate cele 6 case pe care le aveți. Suma sumarum. Pe care le aveți însumează cam 1000 de metri pătrați. Spațiul locuibil. Trei din case sunt cumpărate înainte de 2000, trei după 2000. Cât v-au costat aceste case? O sumă aproximată la valoarea de acum. Scrie totul în declarația de avere. Puteți să le luați de acolo. Ne-am uitat și problema e că suma nu e trecută, adică valoarea lor nu e declarația. Cum să nu? Este valoarea de impozitare trecută acolo. Asta este de referință. Asta e cu totul altceva. Ne interesa ca sumă plătită pentru aceste trei case și o să vă spunem de ce vă întrebăm asta. Nu e niciun secret. Încercăm să facem un calcul simplu sau dumneavoastră, mai bine zis, să ne-l faceți dacă puteți face asta. Și anume, cât ați câștigat din meditații, din leafa de profesor, cam cât a costat fiecare casă, pe scurt, cum ați economisit acești bani și cât a costat fiecare casă, astfel încât să vă permiteți în final cumpărarea celor 6 imobili? Da, s-a speculat mult pe această chestiune și pot să vă spun că le-am luat foarte ieftin, fiindcă în Sibiu piața imobiliară este una nespecifică prin plecările masive, exemplu la începutul anilor 90, acum nu vreau să intru în prea multe detalii, dar câteva exemple pot să vă dau ca să nu rămânem doar la ceva foarte general. De exemplu, casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 de mărci. Deci 35.000 de euro. O sumă foarte modestă. În ce an care asta? Asta s-a întâmplat la începutul anilor 90 și bună parte din această sumă a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte la bloc. Restul, și aici cred că din rea credință lumea a interpretat greșit, restul într-adevăr au fost bani economisiți în esență din meditații. Un alt exemplu, un apartament pe strada Pedagogilor. L-am cumpărat de la stat, cum ar veni. De fapt, de la Urbana se numea acea societate care administra atunci locuințele. Extrem de ieftin. Nu mă întrebați acum cât a fost valoarea finală, dar am plătit în multe rate din salariu, deci o sumă foarte mică, dar asta s-a putut. Asta pe vremea când erați primar? Nu, asta înainte să fiu primar. După care, una din achizițiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoștință care moștenise casa, am cumpărat jumătate de la el. Pe o sumă modică, nu mai știu pe de rost, recunosc, pot să verific în acte. E, acea investiție s-a dovedit a fi una foarte bună, fiindcă după o fază de câțiva ani de procese cu chiriașii care n-au vrut să recunoască proprietarii, unul din procese și acum mai merge la o instanță din Brașov, sper să se finalizeze, am reușit să închiriem în condiții extrem de avantajoase un spațiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obținuți de acolo am reușit
să achiziționezi următoarele imobile. Este extrem de simplu. Vorbesc de libertatea de mișcare pe care o aveți. Totuși, Traian Băsescu v-a acuzat ieri, dar și în alte ocazii, v-a acuzat de-a dreptul de corupție în legătură cu această avere a dumneavoastră. Cum îi răspundeți? Pentru că mai devreme, când vorbeați despre acuzațiile aduse de Traian Băsescu la adresa lui Ponta, spuneați că este totuși președintele țării și că ceea ce spune e important. Așadar, cum îi răspundeți când vă acuză pe dumneavoastră de corupție? Nici nu pot să clasific acea declarație. Am clasificat-o ieri când m-au întrebat jurnaliștii la ieșirea de la un eveniment de campanie foarte frumos, ca și zgomot de fond. Este incalificabilă. Președintele nu are voie să facă astfel de afirmații. Adică domnia sa să mă acuze pe mine de corupție este dincolo de orice imaginație. Ar fi trebuit să vină măcar cu un fel de dovadă. Îmi permit, iată, totuși, să nu-i răspund, fiindcă nu vreau să intru în acea logică. Când am intrat în campanie, am spus, vreau să fiu președintele României ca să schimb felul în care se face politică în România, mai puțin scandal steril și mai multe soluții pentru problemele României. Exact la acest tip de declarații m-am referit când am spus că vreau altfel de politică. Terminăm odată cu aceste scandaluri sterile. Deci, declarația făcută care mă vizează pe mine este o declarație fără conținut. Nu vreau să-i răspund, nu am ce să-i răspund. Dacă ar fi existat atâta corupție la mine, credeți-mă, sunt la a cincea campanie foarte vizibilă. Cineva ar fi găsit-o. N-a găsit-o fiindcă nu este. Pur și simplu. Le convine, nu le convine. Nu sunt corupt, nu am ce ascunde. Dar, probabil, președintele, lansându-se așa niște declarații de tip scandal de campanie, uitând că nu domnia sa este în campanie electorală, n-a știut când să se oprească. E oarecum păcat că face astfel de declarații, se descalifică prin așa ceva. Ultimul subiect cu care a fost atacat în presă, cel puțin, a fost apartamentul închiriat de la Michael Schmidt. Și întrebarea mea era, nu, cât ați dat pe apartamente, și poate și asta ar fi interesant de aflat, și care e relația dumneavoastră cu Michael Schmidt? De când vă cunoașteți? Cu domnul Schmidt ne cunoaștem de mult, de cel puțin 10 ani. Am o relație apropiată cu domnul Schmidt și mă bucură sau mă mândresc cu această relație, cum vreți. Deci domnul Schmidt și familia domniei sale sunt oameni de foarte bună calitate, ca și ceilalți prieteni ai mei. Iar acest apartament, într-adevăr, l-am închiriat, fiindcă trebuie să stau de multe ori în București, chiar dacă o bună parte din timpul de campanie îl petrec în țară, făcând campanie în județe, dar de multe ori trebuie să stau în București. Și atunci m-am hotărât să închiriez un apartament. Discutând despre această chestiune, domnul Schmidt mi-a spus că el are un apartament liber și dacă doresc, mi-l închiriază cu mare plăcere. Am mers acolo, l-am văzut, este un apartament decent, cu două camere, nici prea mare, nici prea mic. Ne-am înțeles asupra prețului, acum dacă toată lumea întreabă, 500 de euro pe lună plătesc pentru acel apartament. L-am luat, locuiesc acolo atunci când sunt în București. N-are niciun fel de treabă, niciun fel de agățătură cu ceva ce a făcut domnul Schmidt sau ce am făcut eu. A fost o ofertă cinstită, am acceptat-o, pus-o în practică. Simplu de tot, mă surprinde că este o temă de campanie. Acum toată lumea știe că sunt primar în Sibiu și nu în București. Și cred că oricui se pare normal să nu stai la hotel atâtea luni de zile, una, că este o cheltuială mare, doi, că ai nevoie de un spațiu pentru a lucra pe calculator, pentru a primi 2-3 prieteni sau 2-3 colegi de partid în niște chestiuni. Mi se pare o discuție
destul de trasă de păr. Tot cu domnul Schmidt, a mai fost la un moment dat o poveste cu BMW-ul pe care îl conducea și care era de la firma dumnealui. Aveți sau ați avut vreo înțelegere comercială cu, cu el, cu compania a lui? A fost o înțelegere necomercială. În 2007, firma Bavaria a pus la dispoziția capitalei culturale europene Sibiu câteva limuzine BMW pentru transportul VIP-urilor. Lucru excelent, care a funcționat foarte bine. După care, domnul Schmidt mi-a oferit să pună la dispoziția primăriei o limuzină BMW care poate să fie folosită de mine sau de primărie, tot pentru transportul unor persoane foarte importante, musafiri foarte importanți. Lucru pe care l-am acceptat, am încheiat un contract de comodat, deci nu ne-a costat nimic. Mie mi-a convenit foarte bine, fiindcă altfel ar fi fost nevoie să achiziționez sau să iau un leasing o mașină pentru primărie. Deci am scutit efectiv bani publici cu, cu această înțelegere. De atunci, până în vara acestui an, am avut la primărie, atenție, nu la primar, la primărie, la dispoziție, prin contact de comodat, o limuzină BMW. Văzând că mulți colegi de-ai dumneavoastră se preocupă excesiv de această chestiune, am reziliat contractul de comodat și de atunci primăria nu mai dispune de o limuzină BMW. Și mai am o întrebare care, deși pare personală, ea cred că răspunsul la ea contează mult în ecuația candidaturii dumneavoastră. Spuneați că v-ați mutat în București. Dumneavoastră sunteți din Sibiu, acolo ați trăit toată viața. V-ați mutat acum în București. Țin minte... Nu m-am mutat în București. Stau de multe ori în București. Stați în București. E o diferență. Da. Eu sunt în continuare Sibian. Am citit împreună cu colegul Dan Tăpălagă programul dumneavoastră și ne-a frapat perspectiva diferită de a candidaților din București asupra României. Aveți o perspectivă din afara Bucureștiului, care e unică. N-au mai fost candidați până acum din afara Bucureștiului. Și întrebarea mea e următoarea. V-ați acomodat la lumea Bucureștiului? Da, la lumea, de multe ori se spune dâmbovițeană, dar la coteria politică sau la mecanismele și instrumentele politicii din București, vă simțiți pregătiți? Haideți să citim doar lucrurile care s-au întâmplat. Am fost ales prin vicepreședinte PNL. Am fost ales președinte PNL. Am fost declarat candidatul PNL. Am fost declarat candidatul ACL. Deci ceva. Mă descurc în București. Nu am probleme. Chiar nu am probleme. Am relații foarte bune cu mulți politicieni. Am relații profund deteriorate cu alți politicieni. Așa e viața. Nu poți să te înțelegi cu toată lumea. Iar perspectiva... Cred că este una interesantă. Știți acea vorbă că nu vezi pădurea din cauza copacilor? Eu cred că vin cu o perspectivă unde văd și copacii și pădurea. Și cred că este bine pentru România o astfel de perspectivă. Mai avem un set scurt de probleme în relația cu Agenția Națională de Integritate. Inevitabil discutăm și despre asta. Traian Băsescu pe această temă v-a acuzat de oportunism. Candidați, a spus președintele, deși riscați să pierdeți procesul cu Agenția Națională de Integritate și să fiți declarat incompatibil. Da, aici l-aș fi bănuit pe președinte de mai multe informații corecte. Poate le are și nu a vrut să se refere la ele. Nu, eu nu pierd procesul cu ANI. Eu câștig procesul cu ANI. ANI a făcut un raport de incompatibilitate pentru mine, pe care l-am contestat și am câștigat. Eu am câștigat, nu sunt la prima întâlnire cu ANI, eu am câștigat toate procesele, în toate fazele procesuale, nota bene, nu odată, dar așa, deci toate procesele, în toate fazele procesuale pe care le-am avut cu ANI și voi câștiga și acest proces, nu fiindcă sunt eu nu știu cum sau că vă spun niște lucruri secrete. Nu, eu câștig procesul fiindcă nu sunt în incompatibilitate. Atunci când am înființat societatea de apă ca operator regional, am citit foarte atent legislația împreună cu juriștii din primărie și am ajuns la concluzia că nu sunt incompatibil și
exact la aceeași concluzie a ajuns și instanța, Curtea de Apel Alba Iulia, care a judecat această cauză. Nu fac niciun fel de problemă. Există totuși o șansă, așa e în justiție, sau un până risc la urmă, sau un risc, să pierdeți procesul final la Înalta Curte. Ați declarat deja la RFI că dacă în această eventualitate trebuie să faceți un gest de moralitate. Asta înseamnă demisia din funcția de președinte al României? Acum, cred că ați mai urmărit aparițiile mele publice și departe de mine să vreau să mă laud. Dar cred că ele au fost apariții care au conținut o porție bună de moralitate. Deci la asta m-am referit. Indiferent ce se întâmplă, eu trebuie să apar în public și să spun ceva. Oriceea ce voi spune va fi, în esență, o chestiune de moralitate, fiindcă de legalitate. Nu poate fi vorba o decizie a unei instanțe. Nu pot să o comentez pe legalitate. Dar comportamentul politicianului trebuie să fie imprimat de moralitate. La asta m-am referit și la nimic altceva. Adică la demisie. Acum sunt în situația că am câștigat procesul, deci raportul anii nu există și suntem în procedură la Înalta Curte de stabilire a unui termen. Atunci când va fi, mă voi referi la această chestiune. Dar, încă o dată, nu mi teamă, nu am nicio problemă cu asta. Stau extrem de liniștit. Și dacă se întâmplă să fiți condamnat, că există și această variantă, oricât de mică spuneți că ar fi, dar ea există, că așa e într-un proces. Poți să-l pierzi, poți să-l câștigi. Poți să l-ați câștigat până acum, dar în situația în care l-ați pierde, gestul de moralitate, să înțelegem că ar fi demisia, că asta... Eu cred în independența justiției și cred că mi se va face dreptate. Iar interesant cuvântul pe care l-ați folosit, condamnare. O condamnare există numai într-o speță penală. Aceasta nu este o speță penală, este o speță civilă, deci este o chestiune pur administrativă. Deci eu nu voi fi condamnat. Instanța poate să spună da, are dreptate Klaus Iohannis și se desființează irevocabil raportul anii, sau poate instanța să spună Ani are parțial dreptate sau nu are dreptate sau orice. Oricum ar fi, este o decizie administrativă o și sentință nu una... nefavorabilă ar fi, mai corect spus. Da, se poate formula și așa. Deci fiți sigur, atunci când voi avea o sentință, voi avea o luare de poziție publică și vă asigur că toată lumea va fi mulțumită de ea. Trecem acum la programul de campanie. În sfârșit. O întrebare pe care le adresăm tuturor candidaților care vin în acest studio. Care este cel mai important obiectiv al dumneavoastră ca viitor președinte, practic cheia de boltă a întregului program? Ce vreți să lăsați în urmă după 5 ani sau după 10 ani sau după câți ani ori fi de mandat? Ce vreți să lăsați în urma dumneavoastră ca realizare? Eu, Klaus Iohannis, vreau să fiu președintele României pentru a schimba modul în care se face politică în România. Asta vreau să schimb. Vreau o politică mai puțin scandal, mai multă aplecare asupra problemelor, mai puțin spectacol doar de dragul spectacolului și mai multe soluții pentru marile probleme ale României. Asta este esența a ceea ce vreau să fac eu. Iar dacă îmi permite să dezvolt un pic, mai este un lucru foarte important, fiindcă mulți îmi spun, păi da, președintele trebuie să facă ce scrie în Constituție. Este perfect adevărat. În Constituție scrie ce trebuie să facă președintele, dar rolul președintelui este incomparabil mai mare decât ce scrie în Constituție că trebuie să facă, fiindcă președintele trebuie să vină cu o viziune. Și după părerea mea, aici sunt două aspecte. Cum vreau să schimb felul în care se face politică? Una la mână. Eu voi veni cu o viziune pentru România și am dezvoltat-o în programul meu în 11 teme exemplificative,
nu înseamnă că sunt doar 11. Cum abordez lucrurile? Cum vreau să aduc specialiști împreună să găsim soluții, nu să dividem și să... Dar o întrebare și vă întrerup, pentru că e extrem de important să nu rămânem în, la nivelul de lucruri vagi și teoretice. Care sunt instrumentele pe care le veți avea la îndemână ca președinte să puneți în practică această viziune? Știți care e cel mai important instrument al președintelui? Care? El însuși. Modul de comportament. Deci președintele trebuie să fie un exemplu de comportament public și de viziune politică. Prin asta schimbă felul în care se mișcă lucrurile. Credeți în forța exemplului, cum ar veni? Eu cred în forța exemplului și cred în forța unei viziuni. Toți, dar absolut toți, ne dorim, în realitate, ca România să fie mai puternică, mai prosperă, să ne meargă mai bine. În spiritul acestui comportament, să spunem, altfel decât ce am văzut până acum. Am văzut o declarație a unui coleg de partid, domnul Marian Petrache, secretar general al PNL, care spunea așa: Klaus Iohannis va coabita 100% cu Victor Ponta dacă veți câștiga președinția. Veți coabita? Nu. Păi și domnul Petrache ce? Dați-mi voie să clarific un pic lucrurile. Domnul Petrache a vrut să spună un lucru foarte bun, dar folosind anumiți termeni care au fost viciați de istoria noastră recentă, a ieșit cu totul altceva. De aceea, dați-mi voie să nu folosesc termenii de coabitare și colaborare și să descriu altfel situația. În calitatea mea de președinte, nu voi face nicio înțelegere cu PSD. În calitatea mea de președinte, nu voi face nicio înțelegere specială cu oricine va fi prim-ministru din partea PSD-ului. De ce nu veți face nicio înțelegere cu PSD câtă vreme ați făcut înțelegeri cu PSD? Dați-mi voi numai să-mi termin fraza și veți înțelege imediat. În calitatea mea de președinte, voi colabora instituțional cu toată lumea, exact așa cum este prevăzut în Constituția României. Noțiunea de coabitare, ca și noțiune generală în politică, înseamnă că un președinte și cu un guvern care vin din zone doctrinare diferite funcționează în același timp la conducerea statului. Asta înseamnă coabitare. Însă la noi, foarte concret în România, noțiunea de coabitare a fost viciată de pactul de coabitare care a fost semnat de primul ministru Ponta și de președintele Băsescu. Din acest motiv, lumea crede că acest termen de coabitare înseamnă pact de coabitare și din acest motiv am spus eu în alte emisiuni că nu voi coabita, adică nu voi avea un pact de coabitare și asta înseamnă că nu voi semna cu PSD vreo înțelegere specială sau cu primul ministru. Nu este nevoie de așa ceva. Domnule Iohannis, ne împiedicăm, iertați-mă în formalism. Întrebare foarte simplă. Domnul Petrache spune, veți colabora, veți coabita, vă veți înțelege pe scurs, să nu ne împiedicăm în semantică, cu domnul Ponta. Dacă veți ieși președinte, o veți face, adică veți dialoga cu domnul Ponta ca premier, că de schimbat nu-l puteți schimba a doua zi din funcția de premier, că nu puteți asta ca președinte. Păi evident că nu. E, și atunci ce faceți? Și atunci fac exact ce scrie în Constituție și fac ceea ce cred că trebuie făcut. Până la urmă, indiferent cine este președinte și indiferent cine este primul ministru al României, oamenii nu sunt tot puși acolo să se certe la televizor. Oamenii sunt puși acolo să se ocupe de România și să rezolve problemele României. Și acest lucru se va întâmpla. Însă, pot să vă spun de pe acum că nu va exista niciun fel de coabitare, pentru simplul motiv că eu voi câștiga președinția și PSD îl va scoate pe Victor Ponta din joc. De asta am spus, oricine ar fi prim-ministru din partea PSD, fiindcă cineva va fi. O lună, două, zece... Aveți această informație că PSD îl va scoate din joc? Nu am această informație, am această convingere. În ce fel? Îl va da jos de la șefia partidului și îl va face, îi va trânti și guvernul în Parlament? Nu. Va fi pur și simplu
retras din viața politică. Ai părerea mea. Nu am nicio dovadă pentru așa ceea ceva. Ceea ce înseamnă că va pierde și șefia guvernului odată retras, ceea ce înseamnă că vă și cariera reveni... politică a domnului Ponta se va termina pe 16 noiembrie. Ceea ce înseamnă că veți avea șansa. Ceea ce înseamnă că se va guvern. Putea întoarce la raliuri. Bun. Iar dumneavoastră... Sau în SIE. Dacă da. O fi în SIE. Iar dumneavoastră veți avea posibilitatea să numiți un nou premier cu un nou guvern. Cu o nouă majoritate. Așa este. Puteți, la ce informații aveți acum, să construiți o majoritate nouă fără PSD? Noi pornim de la premisa că după alegerile prezidențiale se va mișca ceva în Parlament. Este foarte posibil să avem un alt raport de forțe în Parlament. Este posibil, și eu îmi doresc acest lucru, pot să o spun pe față, abia aștept, este posibil să apară altă majoritate fără PSD. Fiindcă noi cu PSD, noi, liberalii cu PSD, nu mai dorim. Și atunci, da, este posibil ca în 2015 să avem un guvern PNL înainte de alegeri. Știți de ce vă spuneam, domnule Iohannis, că nu am înțeles de ce spuneți că nu voi semna niciun pact cu PSD sau înțelegere cu PSD? Pentru că exact în urmă cu 4 ani, cu 5 ani de zile, pe 13 octombrie 2009, ați fost nominalizat la funcția de premier de PNL cu susținerea PSD și PC. Corect. De unde aversiunea asta față de PSD acum? Adică e același PSD. Cu Ponta, cu Năstase, cu Baroni, Nu știu dacă o fi același PSD. Eu mă tem că este același PSD, doar eu mi-am schimbat abordarea față de PSD. Dar de ce v-ați schimbat? Ca la pățitul. Deci eu sunt la pățitul. În ce sens ați fost pățit? Ce ați pățit? Păi, nu ne amintim împreună, cum a ieșit PNL de la guvernare, fiindcă PSD-ul a vrut să ia toată puterea și să ne împingă într-un colț. Atunci când dumneavoastră ați fost nu ne amintim când am fost propus vicepremier și ministru de interne și PSD-ul nu a vrut sub nicio formă să audă de așa ceva. Aceste lucruri schimbă atitudinea unui politician față de un partid. Haideți să vedem dacă se schimbă și altceva, și anume poziția dumneavoastră față de ce s-a întâmplat în 2012. Cum definiți azi ce s-a întâmplat la referendumul pentru demiterea președintelui? E deja istorie relativ veche. Nu am participat efectiv la faza din 2012. Regretați sau nu? Știți că asta e întrebarea și publicul asta așteaptă să vadă dacă regretați ceva din ce s-a întâmplat atunci sau nu. N-am ce să regret, fiindcă n-am fost actor în acea chestiune. Pot doar să analizez și nu-i nicio problemă. Au fost câțiva pași care s-au făcut cu schimbarea președintelui de la Senat și așa mai departe, lucruri în care n-am fost implicat în absolut niciun fel. Ele s-au petrecut la mare viteză și au fost evaluate de analiști, de politicieni din afară, ca și foarte riscante prin viteza și prin amplitudinea lor. Nu vreau să le comentez, fiindcă lucrurile nu pot fi simplificate. Deja este o zonă în care lucrurile sunt analizate în doctorate, în lucrări științifice și cred că e mai bine să le lăsăm acolo. A urmat faza a doua de suspendare propriu-zisă în Parlament, unde de asemenea n-am fost implicat, am luat act de ea și mi s-a părut că este o fază care repetă oarecum precedenta suspendare. Iar votul propriu-zis, deci votul la referendum, greu de comentat. 7,4 milioane de oameni au votat pentru suspendarea președintelui Băsescu. Eu mi-aș fi dorit ca președintele Băsescu să-și pună întrebarea de ce au votat așa de mulți oameni pentru suspendare atunci. Dincolo de lucrul ăsta, domnule Iohannis, sunteți totuși un politician cu experiență. Înțelegeți foarte bine cele două presiuni publice pe dumneavoastră. Una din partea susținătorilor sau foștilor susținători lui Traian Băsescu, care își doresc să audă de la dumneavoastră o condamnare a ceea ce s-a întâmplat în 2012. Din simplu motiv că această condamnare a venit din toate cancelariile occidentale, adică
adică n-a fost opinia unor analiști, ci opinia oficială a unor state, guverne. În același timp există o presiune din partea PNL-ului, a susținătorilor PNL care au fost parte în acea acțiune de suspendare. Îmi dau seama că sunteți între aceste două presiuni și totuși sunteți un politician experimentat. Care este, cum caracterizați într-un cuvânt, într-o frază, ce s-a întâmplat în 2015? Pare rău, nu poate fi caracterizată faza într-un cuvânt. Nu putem să mergem spre simplificări inutile, fiindcă au fost faze foarte, foarte complexe. Exact din acest motiv, dați-mi voie să nu dau eu așa o interpretare în două cuvinte și hai să lăsăm lucrurile de domeniul trecutului în analiza istoricilor, analiștilor, politici și să ne concentrăm poate un pic mai mult pe ce ar vrea să audă lumea acum de la noi și despre noi. Păi vă spun ce aș vrea să aud de la dumneavoastră acum despre alții. Într-o emisiune din 22 septembrie spuneați așa că abia așteptați 22 septembrie, anul curent. Anul curent. Abia așteptați să aveți o confruntare cu Victor Ponta pentru că aveți să-i spuneți niște lucruri interesante pe care sigur, l-ați aflat. Sigur. Dar de ce nu o spuneți public acum? Nu are niciun farmec. Vreau să-i spun în față. Vreau să văd cum reacționează. Trebuie să am și eu câteva tururi undeva. Da. Veți avea o dezbatere față în față înainte de turul 1. Nu cred. Deci nu cred. Știți de ce? Haideți să le luăm așa. Avem candidatul Victor Ponta și foarte mulți care roiesc în jurul lui Victor Ponta și îl sprijină în vari forme și formule. Haideți să-i lăsăm pe ei să facă o competiție internă. Cine câștigă acolo să se prezinte împreună cu mine în fața alegătorilor și atunci practic intrăm în turul 2 și atunci lucrurile devin interesante. Ce să discutăm în 14? Ne așezăm la o masă să ce? N-ar avea niciun farmec. L-am văzut pe Victor Ponta declarând la Antena 3 că își dorește vreo 3 confruntări cu dumneavoastră între tururi. Da. Mergeți la Antena 3 dacă se organizează acolo? Da, ați fost la Antena 3, deci n-ar fi o problemă. Am citit și eu în revista presei. Chiar nu știu cine se crede, acest domn Ponta, după ce o lună de zile nu a răspuns la invitația mea, pe care am făcut-o pe mai multe canale, merge la Antena 3 și nu numai că spune că vrea să discutăm, îmi dă și temele de discuție. Păi, haideți să o luăm una câte una. Mai întâi să stabilim dacă vrem să discutăm. Și dacă discutăm, hai să discutăm într-un spațiu care este echidistant față de cei care sunt în competiție. Nu vreau să nominalizez anumite televiziuni, vă las pe dumneavoastră să o faceți. Ar fi destul de straniu să merg eu la o televiziune care nu este doar apropiată, este de-a dreptul lipită de candidatul Victor Ponta. N-ar fi cinstit față de alegătorii mei. Cum nu cred că ar fi cinstit să-l chem pe domnul Victor Ponta într-o zonă care mi este mie apropiată. Hai să negociem un pic. De asta sunt echipe de campanie, să vedem. Mergem la Academie sau mergem la, nu știu, televiziunea publică, deci sau undeva. Deci asta ce faceți acum e o invitație la negociere pentru a stabili locul viitoarei confruntări. Așa se poartă. Nu vine primul ministru și mă invită de la un post și îmi spune și temele. Putem să discutăm pe orice temă. N-am nici un fel de problemă. Dar haideți să luăm lucrurile ca lumea și să găsim un format care dă garanția oamenilor că da, acolo într-adevăr se confruntă idei, nu altceva. Apropo de teme, politicieni și ziariști sau analiști apropiați de PSD lansează periodic tema lui Iohannis care va tăia salariile și pensiile dacă va ajunge președinte pe modelul austerității nemțești, da. Austerității lui Băsescu. Da, probabil domnii strategi de la PSD și-au dat seama că nu prea mă ating cu acele atacuri sub centură pe care le-au lansat și au inventat altă găselniță. Pot să vă spun simplu și clar. Eu, ca președinte, nu voi semna, nu voi promulga o lege prin care se taie salarii sau pensii. Ai una. A doua, eu îmi doresc un guvern cu care să lucrez, guvernul partidului meu, al PNL-ului. Nu ca să ne apucăm să tăiem salarii și pensii. Este o prostie, o aberație. Noi vrem să construim o guvernare care face economia să performeze, ca să crească pensiile și salariile. Deci obiectivul meu declarat și se poate citi în programul meu, este să creștem salariile și pensiile.
eu vreau să fiu președinte și îmi doresc guvernul meu ca să facem România prosperă, deci să le meargă oamenilor mai bine, este un obiectiv declarat. Noi vrem să creăm, să recreăm acea clasă de mijloc, oameni care câștigă suficient ca să spună, da, domne, ne merge rezonabil de bine. Deci nu că nu vreau să tai, dimpotrivă, o să fac orice este necesar și legitim ca să crească și salariile și pensiile. Câteva întrebări, domnule Iohannis, pe politică externă. Veți încerca să uzați de bunele relații cu Angela Merkel pentru a o invita în România în perioada de campanie ca să vă susțină? În perioada de campanie nu știu dacă este potrivit, dar da, voi folosi absolut toate relațiile mele pe care le am și har Domnului am multe în Europa pentru a conecta România mai bine la Europa și pentru a aduce investitori în România, fiindcă despre asta vorbim, locuri de muncă. Dar în campanie electorală veți invita pe cineva la susținere? Că în campanie electorală am avut musafiri și din Germania și din altă parte, voi mai avea, dar nu vreau să exagerez cu aceste lucruri, fiindcă până la urmă oamenii nu își aleg președintele fiindcă el cunoaște pe cineva. Eu vreau ca oamenii să-și aleagă un președinte fiindcă vine cu un program care face sens și le creează speranță. O temă fierbinte în Europa, dar și în România la momentul ăsta și care va fi fierbinte probabil pe următorii ani buni, este Rusia. Comportamentul Rusiei față de vecinii ei. În trecut ați avut poziții mai degrabă ezitante față de Rusia, ați revenit cu declarații, iar poziția dumneavoastră în raport cu Rusia pare mai degrabă apropiată de cea a Germaniei acum. Să nu-i supărăm pe ruși foarte tare cu declarații inutile, că poate ne șantajează cu gazul. Nu, îmi cer scuze dacă am spus ceva care v-a dus cu gândul la această abordare. Nu. Eu sunt total împotriva ce a făcut Rusia în ultimele luni de zile, ducând la o situație quasi-conflictuală în această parte a lumii în care ne aflăm și noi. Deci anexarea Crimeei, situația din estul Ucrainei sunt chestiuni grave care s-au întâmplat, fiindcă Rusia a dorit să-și extindă și teritoriul și sfera de influență. Ori acest lucru este inadmisibil. Și dimpotrivă, eu cred că noi împreună cu partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană trebuie să facem tot ce este posibil pentru a readuce pe toată lumea, mai exact Rusia, în zona în care se respectă tratatele internaționale, fiindcă aici vorbim de nerespectarea unor tratate internaționale. Dar un caz cheie care explică modul cum funcționează Rusia sau companiile din Rusia este cazul Lukoil. Am avut aici două extreme. Extrema Victor Ponta cu un comportament extrem de culant la adresa acestei companii, extrem de prietenos, care a dus până la presiuni în justiție asupra procurorilor, și am avut extrema cealaltă cu Traian Băsescu, care a ieșit extrem de dur. E invitat să plece dacă nu respectă. Nu v-am auzit foarte puternic pe această temă. Pe cazul Lukoil. Și pe cazul Lukoil pot să vă spun fără probleme. Dacă care e poziția dumneavoastră? Părerea mea, abordarea lui Victor Ponta este fundamental greșită. Fiindcă nu este un politician oarecare care își spune părerea, este primul ministru al României. N-avea ce să comenteze acțiunile procurorului. Fiindcă procurorul este pus acolo ca să vadă unde nu se respectă legea și să ia toate măsurile ca să fie sancționat cel care nu a respectat legea. Procurorul nu se ocupă de politici sociale. Procurorul nu se ocupă de probleme sociale. Alte instituții ale statului se ocupă de problemele sociale. Deci n-avea primul ministru ce să comenteze acțiunea procurorului în modul în care a făcut-o. Și cu ea plecați, băieți? Sunteți de acord? Cealaltă abordare mi se pare un pic herupistă. Eu cred că abordarea procurorului a fost cea corectă. Dom'le, ați făcut evaziune fiscală, ați spălat bani, sau cel puțin există indicii puternice, că nu există o condamnare. Stop joc, punem sechestru, veniți voi cu banii înapoi,
dați banii înapoi dacă într-adevăr există evaziune fiscală și pe urmă vedem mai departe. Păi stați un pic, de ce să plece? Să pățim ca și cu cei de la Turda, care, bine, au băgat firma în insolvență și-a luat jucările și-a plecat. Nu a fost nimeni tras la răspundere, nu s-a luat bani înapoi. Nu! Stați, fraților, eu vreau să stea aici și dacă o furat, să dea bani înapoi. Și pe urmă, dacă vor să facă afaceri cinstite și să-și plătească dările, să facă. Dacă nu le mai place, să plece, dar după ce dau banii înapoi. Subiectul se leagă cumva și de Rusia. Ca principiu, sunteți pro sau anti exploatării gazelor de șist? Principial, da sau nu? Principial nu se poate răspunde cu da sau nu. Sunt pentru explorare. Iar exploatarea, după părerea mea, trebuie să se facă atunci când suntem convinși că tehnologia este una care nu aduce riscuri. Nu aduce riscuri pentru mediu și pentru comunitățile de acolo. Nu sunt specialist, alții vor trebui să evalueze dacă această tehnologie, care nu este nici nouă, este una sigură, care nu poluează apa freatică, care nu produce seisme artificiale și dacă este sigură, atunci putem să o folosim, iar dacă nu, să mai stăm nițel până avem o tehnologie care e sigură. Dar am văzut o propunere interesantă în programul dumneavoastră și anume schimbarea legii redevențelor, astfel încât o parte din veniturile de pe urma exploatării gazelor neconvenționale să revină comunității, așa cum se întâmplă în Statele normal. Unite. Întrebarea mea e următoarea. Dacă veți putea să promovați această schimbare a legii, vreți să o schimbați doar pentru gazele și petrolul de șist, adică pentru cele neconvenționale sau pentru toate resursele? Eu cred că pentru toate resursele. În foarte multe situații, luați și Roșia Montană, comunitatea este conectată la chestiune, în bine sau în rău, depinde de la caz la caz, dar mi s-ar părea foarte cinstit dacă acolo, în comunitate, există o resursă să beneficieze, sigur, și statul prin redevență, dar o parte, cred că se cuvine și comunității. Nu cred că este foarte justă aprecierea al comunității, este cei deasupra pământului și cei de desubt al statului. Totuși, comunitatea acolo trăiește și dacă există o resursă care este exploatată, mi se pare nu numai corect, ci de bun simț, ca și comunitatea dar să și primească o parte din redevență. Dar și proprietarul terenului? Asta este o chestiune care deja trebuie stabilită foarte exact prin lege specifică. Eu vorbesc de comunitate. Pe mine comunitatea mă interesează, nu proprietarul de teren. Ultimele întrebări, ne apropiem de finalul interviului domnului Iohannis. Foarte pe scurt, dacă puteți să ne spuneți de ce domnul Tudor Chioariu este încă în PNL, condamnat definitiv în PNL și în Parlament, ceea ce e mult mai grav. Acesta este una din situațiile care vor trebui lămurite foarte clar și foarte tranșant, dar după campania electorală. A fost lămurită în justiție. Domnul Chioariu are o sentință definitivă penală. Această chestiune, ca și alte chestiuni, va fi definitiv lămurită în momentul în care se finalizează înregistrarea noului PNL, care are o prevedere foarte, foarte clară la această chestiune. Cine are o condamnare definitivă penală? Ați importat de la PDL. Este din oficiu decăzut din dreptul de membru de partid. Păi acum mai avem 5 zile până când avem o decizie în instanță, dacă nu se face o contestație, și atunci lucrurile vor fi foarte, foarte clare. Deci trebuie să facem o discuție publică tocmai pentru a nu pune pe nimeni în situația să discutăm este, nu este. Am introdus-o în statut. Deci cine are condamnare nu mai este pur și simplu membru. Ca manifestare de voință reformistă, vă mărturisesc că personal aș fi așteptat de la un candidat să spună un lucru simplu, pe care toți cei care ne privesc cred că îl consideră de mare bun simț. Ai o condamnare penală, eu, președinte de partid, nu-ți mai pot acorda susținerea și nici nu-ți mai pot acorda susținerea în Parlament. Și îți cer demisia, să pleci de acolo, deoarece ești condamnat penal. Vi se pare rezonabil? Mi se pare rezonabil. Și de ce nu o spuneți? Vreau să o spun. Păi aveți ocazia acum.
în partid. Întâi discuție internă. Altfel. Și veți cere să plece și din Parlament? Deci eu voi cere tuturor să respecte statutul. Asta este datoria mea de președinte de partid. Să fac în așa fel încât să fie respectat statutul. Simplu de tot. O întrebare comună pentru toți candidații. Care sunt cei mai importanți trei donatori din campania dumneavoastră? Nu știu, nu mă ocup de așa ceva. Cum stați în sondaje? Ce scor aveți acum? Fotografia momentului. Acum stau în zona de 30%. Și trendul? Trendul este constant. Există și explicații pentru asta, dar n-are rost să intrăm în prea multe detalii. Faptul că avem mai mulți candidați pe dreapta nu mă avantajează, este un lucru cert. Dacă am fi fost mai puțini, aș fi fost pe creștere. Așa, a mai apărut X și Y și Z și evident că au luat toți din procentele pe care le-am avut, care s-au apropiat deja de 32-33%. Cum ați definit campania lui Victor Ponta în câteva cuvinte? Este o campanie slabă și murdară. Murdară prin atacurile la persoana mea, fiindcă în rest nu mă interesează ce relație are cu ceilalți candidați. Eu am propus chiar la început un pact pentru această campanie electorală care a fost cu desăvârșire ignorat, în special de Victor Ponta, probabil pentru a lăsa loc purtătorilor de cuvânt, de geantă, de orice, să mă atace, așa cum am putut să vedem cu toții. Dar campania Elenei Udrea? Nu am urmărit-o, nu mă interesează. Monica Macovei? Monica Macovei se pare că și-a obținut un mic electorat stabil, dar nu cred că pot să comentez în vreun fel negativ campania doamnei Macovei. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la interviu. Mulțumim mult! Mulțumesc!